În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată postare de pe site-ul jurnalregin.ro a fost știrea despre concursul de pescuit sportiv ce se va organiza de 1 mai. Informația că se fac lucrări de modernizare pe strada Cardinal Alexandru Todea s-a clasat a doua în topul audienței. Pe locul 3 se situează știrea despre spectacolul caritabil organizat de Liceul Lucian Blaga pentru adăpostul de câini. Informația despre Florin Vos, care va susține un concert de Ziua Internațională a Tineretului, a fost cea mai accesată postare în ultimele 24 de ore pe pagina de Facebook Daregin TV. Pe locul 2, ca număr de accesări, se află știrea despre concursul de pescuit sportiv ce se va organiza de 1 mai. Pe locul 3, în topul preferințelor utilizatorilor de Facebook, se situează știrea despre spectacolul caritabil organizat de Liceul Lucian Blaga pentru adăpostul de câini. Puteți vedea și dumneavoastră știrile vizitând site-ul jurnalderegin.ro sau pagina de Facebook Daregin TV, cele mai populare site-uri cu știri din zonă.